Dragii mei, vom pregăti în continuare un tort vegan cu ciocolată. Pentru aceasta avem nevoie de câteva ingrediente. Pentru blat avem nevoie de curmale, avem nevoie de migdale crude și fulgi de cocos împreună cu unt de cocos. Pentru cremă vom folosi siropul de agave, unt de cacao, pudră de cacao și pudră de roșcove. Vom folosi semințe de vanilie, avocado și banane. Să trecem la prepararea blatului. Curmalele le cumpărăm din magazin și de cele mai multe ori se găsesc în varianta și cu sâmbure sau fără sâmbure. Și chiar dacă pe ambalaj scrie că nu au sâmbure, e bine întotdeauna să verificăm pentru că putem găsi ascuns câte un sâmburel. Eu le tai întotdeauna pentru blat în mai mărunt ca să ajut roboțelul pentru că altfel s-ar strica mai repede. Luăm migdalele și trebuie să le transformăm cu ajutorul robotului în făină. Sunt 250 de grame de migdale aici, crude. Folosim funcția robotului de măcinare la viteză maximă pentru a le transforma în făină sau cel puțin cât mai bine mărunțite. S-au măcinat foarte bine. Acum următorul pas este să punem curmalele, dar pentru că le avem gata mărunțite, de acest nu mai avem nevoie. Le punem peste migdale. Cantitatea este de 200-250 de grame. Adăugăm și fulgii de cocos, în jur de 50 de grame. Încercați să căutați o variantă cât mai bio și organică pentru că sunt foarte aromați și parfumați. Cei din magazine au extras tot din ei și practic sunt doar fulgi de cocos fără nimic bun. Și mai punem și puțin unt de cocos pentru aromă, pentru proprietățile foarte sănătoase. Pentru mămici e bine de știu că ajută la slăbit, chiar dacă este unt. Și pornim din nou roboțelul. Compoziția este foarte bine omogenizată, în schimb, pentru a deveni lipicioasă, avem nevoie de puțină apă. De o lingură sau două. Procesăm. Oprim și verificăm compoziția să vedem dacă este lipicioasă. Nu este, deci mai are nevoie de apă. Mai adăugăm o lingură, două. Am mai adăugat o lingură sau două de apă. Procesăm din nou până se formează ca o bilă. Ok, deja se și vede că este mult mai unit. Facem și testul cu mâna. Este foarte ok, este gata pentru a fi pus în forma de tort. Îl scoatem mai întâi cu cuțitul ca să nu ne tăiem. Ne ajutăm de degete să facem blatul. Putem pune și pe cei mici să facă acest lucru. Cu siguranță le va face plăcere. Compoziția este uneori foarte lipicioasă și atunci, ca să ne fie mai ușor, folosim puțină apă plată
pe care o punem într-un castanel foarte mic. Mi-e puțin de ce de la ulei. Și pur și simplu ne înmuiem degetele în apă. Și presăm uniform, cât mai uniform. Dacă nu avem migdale acasă, nu este absolut nicio problemă. Se pot pune și alune de pădure crude, se pot pune și nuci, și nuci braziliene, toate felurile de nuci. Pentru persoanele care sunt alergice la orice fel de nucă, se pot pune fulgi de cocos și împreună cu curmale, bine, cantitatea va fi diferită și se poate face și așa un plat foarte delicios, fără nucă. Acest pas nu este obligatoriu, se poate nivela și cu ajutorul degetelor. Dar pentru că sunt perfecționistă din fire, vreau să iasă perfect, să fie cât mai drept și egal. Ok, acesta este blatul. Îl putem pune la frigider sau îl putem lăsa pe masă până pregătim și crema.